Mihnea, felicitări! Cum e să fii premiat ca portarul al lunii mai? Mă bucur foarte mult că am reușit această reușită pe care am obținut-o. Mă bucur mult că sunt aici alături de voi și pe mai departe cât mai multe. Văd că mergeți ceas, echipa merge foarte bine. Care ar fi targeturile în sezonul ăsta la Victory Cup? Păi, targetul este să promovăm în Liga 1 și să ne închegăm o echipă foarte bună, să reușim să fim uniți, ca mai departe să reușim și pe anul viitor, să facem performanțe notabile. Care e secretul tău de iei atât de puține goluri, ai atât de meciuri bune ca portar? Păi secretul este echipa. Atunci când faci parte dintr-o echipă bună, automat primești mai puține goluri. Mă ajută foarte mult și băieții pe apărare și ne cunoaștem de foarte mult timp și ăsta este avantajul. Asta cred că la mini-fotbal, asta e cel mai important, să ai o echipă unită. Spune-mi ce portar străin urmărești așa, încerci să fii atent la mișcările lui și ce portar român? Păi, să zic așa, mă uit la Courtois, îl văd așa, e talie foarte bună, cred că e între primii trei portari din lume la ora actuală, iar din România, să zic, Târnovanu. Spune-mi cum stai la jocul de picior. Păi asta este atul meu principal la jocul de picior. Eu am jucat și fotbal de câmp și am fost în teren și asta, acolo sunt. La mini-fotbal asta este atul meu principal. La penaltiuri cum stai? La penaltiuri aparate? Păi nu cred că am avut așa multe penalturi în care să apăr, dar cred că din trei penalturi, două am apărat. Ai vreo tactică anume? Hipnotizezi adversarul? N-am nicio tactică, nu. La mini-fotbal să tragi de obicei în forță și dacă nimerești să te antine bine, dacă nu. Uite, pentru că ai un procentaj așa bun la penaltiuri, vei primi din partea partenerului nostru Helmut Ducadam o pereche de mănuși HD 86. Voiam să te întreb ce vei face cu ele. Te vei băga cu ele la joc sau le vei păstra acasă, le vei înrăma? Probabil voi încerca să mă bag și cu ele un joc, să văd ce și cum, dar apoi voi vedea mai departe, să le obțin mai întâi, să le primesc. Crezi că o să apre mai multe penaltiuri cu mănușile lui Ducadam? Probabil că da. Acum, uitându-mă și știind cine a fost Helmut, acum, na, vom vedea. Din România cu ce echipă simpatizezi? Echipa din România, e greu să spun, nu cred că simpatizez o echipă anume, acum urmăresc așa și îmi place CFR Cluj. Atunci din străinătate, sigur. Din străinătate țin cu Vojvodina, acolo joacă finul meu Butean Mihai și cu ei simpatizez. Mulțumesc, felicitări!